Handball Club Argeș își desfășoară pregătirea la Bușteni, unde se fac câte două antrenamente pe zi. Începând de luni, antrenorul Titel Drăduț a prevăzut și antrenamente la sala din localitate. Potrivit președintelui Adrian Iancu, condițiile de pregătire sunt foarte bune. Antrenamentele desfășoară două pe zi, intensitate maximă. Aseară, când am avut legătura cu antrenorul principal, cu Titel Drăduț, am înțeles că totul este bine. Din punct de vedere al cazării și tot ceea ce înseamnă antrenament, băieții corespund și dau tot ce pot la aceste antrenamente. Până luni se vor efectua câte două antrenamente afară, iar de luni vor începe și câte un antrenament în sala din Bușteni. După ce a transferat pe Stoica, Drenceanu, Vele, Cadar și Marinescu, Handball Club Argeș l-ar putea aduce și pe Paul Geică, un jucător de la Centrul Național de Excelență Sighișoara, acolo unde a fost antrenor și Titel Drăduță. Problema este un jucător fost la centru de la Sighișoara, cunoscut de Titel Drăduță, extremă dreapta, tot un stâncaci, care până prezent corespunde și cred că se va alătura rotului nostru. Mai avem în vedere încă vreo două sau trei transferuri, dar așteptăm perioada următoare să definitivăm și aceste transferuri. În campionatul 2012-2013, echipa de pe primul loc va promova direct în Liga Națională și nu se va mai organiza baraj ca până acum. Oricum, concurența va fi acerbă pentru locul întâi, Baia Mare cu cele două echipe, Oradea, Satu Mare, având și ele pretenții îndreptățite la promovare.